Zilele libere din 2 și 3 mai vor fi recuperate în cursul lunii aprilie. Conform hotărârii de guvern numărul 790/2013, zilele libere din 2 și 3 mai vor fi recuperate în zilele de 13 și 20 aprilie, când toată lumea va lucra, în marea parte, tot ce înseamnă administrație publică se va lucra, atât pe 13 cât și pe 20 aprilie. Zilele de 2 și 3 mai nu vor fi însă libere și pentru magistrați și alte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în acele zile și nici participanților în aceste proiecte. De zile libere nu vor beneficia nici angajații trezoreriei. Prevederea este valabilă și pentru angajații din sectorul privat, în măsura în care patronatele stabilesc astfel. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a cerut guvernului să declare 2 și 3 mai drept zile libere, pentru ca ziua liberă 1 mai să fie legată de sărbătoarea de Paște din 5 mai.